Dunărea Călăraș a jucat miercuri 4 septembrie meciul cu Imperial Wet Meșcureciuc pentru câștigarea Supercupei României la futsal. Meciul s-a disputat în sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău, începând cu ora 18. Echipa călărășeană a pierdut meciul cu scorul de 1-5. Înainte de începerea partidei, viceprimarul municipiului Călăraș, Viorel Ivanciu, a declarat că Futsal Club Dunărea Călăraș nu are nicio șansă să câștige Supercupa României, motivând această declarație cu stresul și tracasarea la care au fost supuși membrii echipei în ultima perioadă. Viceprimarul Ivanciu spune că echipa de futsal a fost dată afară de la cantina din cadrul stadionului și mănâncă pe unde apucă. Am înțeles că domnul Dumitru și-a dat demisia și odată cu demisia dumneavoastră i-a dat afară toată echipa, așa, din hotel. Nu stătea toată echipa, era vorba de două persoane. Da. Hai să vă spun un lucru. Și-a dat demisia, un act unilateral. Asta nu înseamnă că echipa nu merge înainte. Eu am avut o discuție aseară cu echipa. La ora actuală, toți sportivii sunt ok, mănâncă și dorm. Unde fiecare a dorit. În situația în care astăzi Dunărea Călăraș va câștiga Supercupa României la futsal, nu aveți în optim? Nu o să câștigi. De ce? Pentru că de două săptămâni am fost dați afară de la cantina din cadrul stadionului pe care noi am construit-o eu personal cu domnul Dragu pe vremuri când eram la Consid, pe care am cedat-o cu mare plăcere clubului de fotbal atunci când am plecat, dotată și aranjată, pentru decizia unor persoane pe care nu vreau să le mai numesc, s-a luat hotărârea ca acești băieți care au câștigat Cupa României pentru Călăraș, lucruri care nu se mai întâmple curând la o echipă, sau eu doresc să se întâmple, au fost pur și simplu dați afară. Era mai ușor să fie anunțat cineva care se ocupa de echipă, ca acești băieți să nu mai meargă până acolo, să fie umiliți. Au fost umiliți. E un motiv pentru că ei de două săptămâni mănâncă pe unde apucă, dacă apucă. Programul echipei este dat peste cap. Ți-a explicat și motivele pentru care s-a luat decizia? Păi nu știu, întreabă-i tu pe cei care au luat această decizie. Pe cine ne-a zis? Păi nu știți pe cine? Hai să fim serioși. Deci nu cred că nu știți. Aceleași persoane care a discutat și mai devreme. Acele persoane. Și așa. La cantina și hotelul clubului sportiv municipal nu se poate plăti contravaloarea unor. Nu e vorba de plătit, pentru că acolo nu se aduc... Adică se poate mânca acolo? Nu se aduc... Bineînțeles că se poate mânca. Asta ar fi fost înțelegerea și discuția. Dar voi știți foarte bine că... Cine plătea mâncarea de acolo? Deci mâncarea era adusă prin sponsorizare. Am înțeles. Și sponsorizarea asta este a primăriei. Și este dată la administrare Consiliului Județean. Deci în momentul în care... administratorul nu mai permite sportivilor să mănânce acolo... Exact. Nu, dar cred că lucrurile astea le știți. Așa cum știți cu toată râca, care aceleași persoane au făcut să se desprindă secția de futsal din clubul de fotbal. Aceleași persoane care vă intoxică și mai mult, cum să vă spun eu, sunt colegi de-ai voștri care nu sunt aici, care publică tot felul de articole fără în disprețul legii. Cred că în momentul în care ne spuneți niște lucruri și ne spuneți asumat de la punctul la punctul de cu toate... Nu, vi le spun așa cum vreau eu, nu cum ați vrea voi. Deci eu mi le asum. Așa mi s-ar părea fermi. Nu știu, mie mi s-ar părea fermi. Pun eu punctul pe ei. Spune-te. În urma divergențelor care au avut loc cu acest drum, Viorel a fost informat că începând de data... N-am fost informat. Pur și simplu i-a dat afară. I-a dat afară că, vezi, doamne, noi am făcut plângere penală cu zilele de teatru. Deci sunt represalii sau cum? Asta mi se pare atâta timp cât există un club și există acele, eu știu, sponsorizări. Când noi am fost și suntem deschiși la colaborare, pentru că ori de câte ori a avut nevoie, mai ales când am fost autorizat acest teren, au muncit cei de la primărie foarte mult și nu numai ei. În momentul în care au avut meciuri, am fost solicitați să-i sprijinim cu curățenia și cu alte lucruri. Niciodată n-am dat înapoi. Ei au dorit să se ocupe de echipa de fotbal.
Ok. Le-am dat posibilitatea să aleagă. Și eu, poate a făcut o greșeală, că normal, fiind și noi și ei, trebuie să rămânem împreună. Dar dorindu-și atât de mult, eu știu, să apară cu echipa de fotbal, mi-am zis, da, domnule Mațiu, ca să nu mai există discuții. În contextul în care au fost asigurați, sau, cum să spun eu, discuții cu privire la faptul că nu o să se întâmple niciodată ceva cu cei de la echipa de futsal. Mai mult decât atât, este un spirit de fair play din partea celor care au hotărât ca emblema pe care era trecută Consiliul Local Călăraș să dispară în totalitate de pe tricourile echipei de fotbal, măcar pentru respectul instituției, pentru că noi le-am dat niște lucruri acolo, să zicem, stadionul cu tot ceea ce este acolo, cu tragă inimă. În schimb, noi, ținând cont că suntem în asociația Dunărea, sunt acționari la aceste cluburi, și la futsal, și la handbal, și la fotbal. Ei rămân în continuare pe tricourile și în sala sporturilor. Astea sunt punctele de vedere. Deci, soluția pe care am găsit-o în ceea ce privește asigurarea hranei acestor... Este destul de greu în momentul ăsta. Trebuie să, din mers așa să rezolvăm problema. Și toate problemele, dacă vor câștiga... Eu vreau să-i fericit. Eu cred că... Să ne bucurăm. Ne bucurăm. Și mai dăm o palmă celor care... Aveți în vedere... Să nu mai zic. ...premierea, jucătorilor sau... Normal că există, dar stai să vedem că n-avem nici buget. Domnul Dumitru, pe cine? Nu, domnul Dumitru și-a dat demisia, se poartă discuții, noi credem că va reveni. Va reveni, stai calm, stai liniștit. Are omul frustrare și de bine? Nu, el poate și-a dat demisia ca o, cum să spun, împotriva faptului că echipa a pierdut la Bacău. Să știți că... Nu, a fost plecat, a plecat în perioada asta și n-am putut să iau legătura cu el. Voi discutau cu el, mi se pare corect. Am câștigat împreună, am pierdut aici... E o pierdere mare. Domnul Dumitru. Eu cred să revină la gânduri mai bune. Eu am vrut să sintetizez un pic. Dumneavoastră spuneți că ați dat tot suportul pentru echipa de fotbal, dar nu ați primit suport pentru echipa de futsal. Da, măcar atât. Măcar atât. Da. Măcar atât. Pentru că futsalul... Are mai bune rezultate de tot. Da. La fotbal... Când am fost noi, i-am luat după pe ultimul loc din divizia C. Nu știți ce era acolo la club. A fost în primul club Viorel și ne-am apucat de muncă. Da? I-am dus în primul an la un moment dat, la baraj, în următorul an, în Liga 1, și nimeni nu poate să nege implicarea municipalității. Ne-a retras și acum unde sunt. Dar nici meritul lor. Deci n-am zis că n-au merit. N-am zis... Dar primăria s-a implicat și s-a implicat destul de mult. Lucruri bune, da. Da? I-am lăsat în Liga 1 și acum sunt în Liga 2 pe un loc onorabil, între ghilimele. Da, mulțumesc. Cu părere de rău, ne doare sufletul. Da, am înțeles. Eu vorbeam numai de partea de suport, că aici sunt bani ai comunității și de o parte și de alta și atunci iar această confruntare de idei și de nefair play, aș putea spune, duce la alte pierderi. Da. Așa. În rândul jucătorilor, în rândul sportivilor. Da.